Sănătate mentală. Suntem fericiți să vă avem în colectivul nostru care va încerca astăzi să sensibilizeze auditoriul prezent, dar și pe cei care sunt online, cu o întrebare deosebit de importantă. Ați văzut că denumirea acestui simpozion, cum este afișat pe ecran, ține de reabilitare sau recuperarea pacienților cu tulburări de sănătate mentală, iar în program era anunțat sincer despre schizofrenie. Schizofrenia fiind o patologie, o tulburare de sănătate mentală deosebit de importantă, care se referă la grupul de tulburări de sănătate mentală severe. O tulburare de sănătate mentală care necesită o abordare nu doar farmacologică sau nu limitată doar la tratament cu medicamente, ci impune o muncă enormă din partea comunității și medicale, dar și din partea comunității la general, la acordarea de suport acestei categorii de beneficiari sau de pacienți pentru a-și recupera ceea ce alterează tulburarea de sănătate mentală. În așa mod, eu, conferențiar universitar Ion Coșciug, de la Catedra Sănătate Mentală, Psihologie Medicală și Psihoterapie, împreună cu colega mea, doamna conferențiar Delev, Inga, la fel din cadrul aceleiași catedre, și cu tânăra generație de specialiști pe care o să-i cunoașteți în curând, o să încercăm să vă familiarizăm cu ceea ce vedeți în acest slide. Dacă sunteți atenți, în partea dreaptă a ecranului se vede o denumire în limba engleză. Este vorba de o carte care a fost editată sub egida actualului prezident al Asociației Europene de Psihiatrie, îi spune Peter Falkai, îl vedeți în colțul de jos, dreapta, și noi suntem prima țară care a tradus în limba română și are o un pic o altă denumire, se numește Sincer despre schizofrenie, care este nu altceva decât un manual pentru aparținători și pentru pacienți, dar și pentru specialiștii în domeniul sănătății mentale și nu doar, cum am putea mai eficient să susținem în procesul său, în calea sa de recuperare, pacientul cu tulburări psihotice, inclusiv cu schizofrenie. Și acum am să-i rog pe colegii mei să îmi răspundă, dacă cunosc cumva răspunsul, ce informații pot fi găsite în primul capitol al acestui manual, a acestei cărți. Poftim, Lidia! Bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc din suflet, domnul doctor Coșciug. Informațiile care pot fi găsite în capitolul numărul 1 din cartea Sincer despre schizofrenie sunt informații generale despre ce înseamnă schizofrenia pe înțelesul tuturor. Schizofrenia este o tulburare mentală cronică care influențează modul în care o persoană judecă, percepe și se comportă. Simptomele de schizofrenie apar la diferite vârste pentru diferite sexe. Cu toate acestea, schizofrenia nu are gen. Apare în aceeași proporție atât la bărbați cât la femei. Doar că la bărbați apare mai devreme, la sfârșitul adolescenței sau la începutul vârstei adulte, ori la femei apare sub puțin peste 30 de ani. Aceasta nu înseamnă că în cazul în care pacientul are peste 45 sau 50 de ani, nu poate fi diagnosticat cu schizofrenie, pentru că sunt cazuri când această tulburare poate să apară și la vârsta de 45-50 de ani. Factorii de risc pentru schizofrenie, de fapt, sunt multi factorial. De ce? Pentru heterogenitatea încă nu este deplin cunoscută. Sunt factorii genetici, factorii de mediu, factori de dezvoltare, cum ar fi
infecțiile cu virusuri, cu bacterii, cu fungi, traiul într-o zonă cu o populație densă, contextul familial, expunerea la abuz, dar și abuzul de droguri sau alcool. Un rol important în generarea acestei tulburări este dopamina, care noi o numim că dopamina este regina, transmițătorul care, în cazul în care se regăsește în exces, atunci avem simptomatica pozitivă prin halucinații, deliruri, comportament dezorganizat, ori în cazul în care avem dopamină mai puțină, atunci avem simptomatica prezentă negativă, prin avoliție, lipsă motivației, energie și așa mai departe. Nu înseamnă că doar dopamina își joacă rolul în generarea tulburării severe mentale, schizofrenia. Tot se regăsesc și fluctuații agabei, glutamatului și serotoninei, care se numește și substanța fericirii, modificare care aduce simptomatică de genul tulburări de memorie, dificultate de a trece la o sarcină la alta sau sentimentul de distragere. Simptomele schizofreniei sunt pozitive, negative, cognitive și afective. Cele pozitive, după cum am și menționat, sunt halucinațiile, delirurile, comportamentul și vorbirea dezorganizată. Simptomatica negativă se regăsește prin semne ca aplatizarea afectului, alogie, avoliție, asocialitate. Cele cognitive includ probleme de atenție, de concentrare și memorie și cele afective în 80% sunt caracterizate ca depresive și anxietate, însă în foarte multe cazuri, și anume o proporție de 30%, se regăsește și simptomatica obsesiv-compulsivă. Evoluția bolii este una fulminantă, de la trei fraze, prodromală, activă și reziduală. În cele de urmă, fiecare capitol vă sumarizează toată informația pe care o prezentăm noi într-un video care îl considerăm noi foarte atractiv. Vizionare plăcută și vă mulțumesc! Există multe mituri și concepții greșite despre schizofrenie. Una dintre cele mai frecvente concepții greșite este că schizofrenia înseamnă a avea mai multe personalități. Nu e adevărat. Realitatea este că termenul de minte divizată se referă de fapt la scindarea dintre gânduri, emoții și comportamente, iar vocile auzite de persoanele cu schizofrenie nu provin de la alte personalități din interiorul lor. O altă concepție greșită este că persoanele cu schizofrenie sunt violente și periculoase. Nu e adevărat. Realitatea este că marea majoritate nu sunt violente. Dimpotrivă, din cauza comportamentului lor ciudat, ele devin adesea victime ale violenței. Desigur, există excepții, iar uneori persoanele cu schizofrenie netratată pot deveni mai violente și mai agresive. Se crede adesea că schizofrenia este totalmente genetică. Nu e adevărat. Conform înțelegerii noastre actuale, realitatea este că schizofrenia este cauzată de interacțiuni complexe dintre gene și o serie de alți factori, cum ar fi stresul, schimbările hormonale și alți factori. De asemenea, se crede că schizofrenia este rezultatul unei educații proaste. Nu e adevărat. Realitatea este că abuzul din copilărie poate fi un factor de risc, dar nu există dovezi precum că aceasta duce direct la schizofrenie. Un alt mit este că schizofrenia implică doar halucinații. Nu e adevărat. Realitatea este că halucinațiile și delirul nu sunt singurele simptome. Există și altele, cum ar fi lipsa de motivație, vorbirea haotică și reducerea capacității de a exprima emoții. Mai există un mit precum că pentru tratamentul schizofreniei se folosesc doar tranquilizante. Nu e adevărat. Realitatea este că, odată cu dezvoltarea tratamentelor moderne, proporția pacienților care devin sedați și somnolenți a scăzut. Antipsihoticile utilizate în prezent pot reduce efectele benefice așteptate, cu mult mai puține efecte secundare sedative. O altă concepție greșită este că persoanele cu schizofrenie trebuie spitalizate. Nu e adevărat. Realitatea este că tot mai mulți pacienți sunt tratați acasă, deși poate fi necesară spitalizarea pentru o anumită perioadă. Datorită tratamentului potrivit, persoanele cu schizofrenie pot funcționa bine și pot avea o viață împlinită. Suntem cu toții expuși diferitor prejudecăți despre persoanele cu o boală mentală. Pentru a nu contribui la această stigmatizare, trebuie să înțelegem schizofrenia și să vedem omul, nu boala. Presupun că acest filmuleț un pic a luminat viziunea vis-a-vis de această tulburare mentală deosebit de importantă. Eu sunt curios, dar ce
informații poate găsi cititorul în cel de-al doilea capitol, care se referă la stigmă. Bună ziua, mă numesc Zinginco Cornelia, sunt rezident anul 2. Vreau să vă spun, în capitolul 2 găsim informația referitor la stigmă și anume... Tu l-ai stâns? Gata. Și anume, găsim cele trei tipuri principale de stigmă, care includă în sine stigma interpersonală, autostigma și stigma structurală. În stigma interpersonală sau stigma socială, ea include în sine toate atitudinile negative ale societății față de persoanele stigmatizate, ceea ce ca rezultat duce la respingerea și izolarea socială a personalității stigmatizate. În stigma internalizată sau autostigma sunt găsim afirmațiile negative ale societății, le face pe pacient să creadă în tăta asta ce se vorbește despre ei, ceea ce duce la emoții de jenă, rușine, frică și înstrăinare. Și la rândul său asta creează ca o barieră și împiedică pe ei să solicite suport, angajare sau tratament să urmeze. Stigma instituțională sau structurală, ea se referă la situațiile când politicile elaborate de instituții private sau guvernamentale limitează deseori în mod invizibil oportunitățile celor care se confruntă cu bolile mentale. Ceea ca exemplu este nu au aceeași posibilități de a se angaja la un serviciu sau de a vota sau de a deține de careva funcții politice. Impactul stigmei în multe cazuri este chiar mai gravă stigma decât simptomele bolii în sine. Se mai spune că de fapt sufăr de două boli, schizofrenie și stigmatizare din partea societății. În acest fel, persoana care suferă de această patologie este nevoită să îndure nu doar boala, dar și atitudine negativă din partea societății. Prin filmulețul care urmează, să vedem mai detaliat ceea ce am prezentat. Faptul de a avea un membru drag al familiei care trăiește cu schizofrenie poate fi o experiență plină de provocări pentru întreaga familie. Stabilirea așteptărilor realiste este utilă pentru toți. În primul rând, un plan pentru diferite situații poate reduce semnificativ anxietatea și ameliora cursul bolii. De asemenea, împreună cu persoana de care aveți grijă, trebuie să vedeți ce funcționează mai bine pentru voi. Studiile arată că lipsa de informații despre schizofrenie provoacă atitudini negative față de boala mentală și rate mai mari ale recidivei. Cea mai bună modalitate de a oferi grija de care are nevoie persoana dragă este să construiți așteptări realiste, ceva de mijloc. Puteți face acest lucru aflând cât mai multe posibil despre schizofrenie și informându-vă despre măsurile posibile de prevenție și opțiunile de tratament. Elaborați un plan de acțiuni cu responsabilități clare. Axați-vă pe găsirea de soluții la problemele pe care le întâmpinați. Examinați toate acțiunile care pot duce la cel mai pesimist scenariu și promovați cel mai bun scenariu. Este esențial să stabiliți responsabilitățile și obligațiile dumneavoastră și cele ale persoanei cu schizofrenie. Această abordare vă va spori încrederea și vă va ajuta să vă mențineți calitatea vieții. De asemenea, trebuie să luați în considerare opțiunile de recuperare, aspectele financiare și juridice, precum și alte măsuri practice, care vă vor oferi o viziune mai clară asupra drumului de parcurs. Este important să înțelegeți schizofrenia, să elaborați un plan de acțiuni și să vă construiți așteptările în baza acestuia. Dar ce recomandă ghidul în cazul în care un membru al familiei este cu acest diagnostic? În capitolul 3 găsim recomandările în caz de avem un membru diagnosticat cu schizofrenie. În primul rând știm, cunoaștem cu toți că familia este... au rolul principal, rolul cheie în gestionarea schizofreniei. Sunt acele persoane care ajută pe acești pacienți
Cel mai important este ca familia să accepte diverse tulburări care apar la acești pacienți, cum ar fi frica, furie, iritabilitatea, senzațiile de singurătate, tulburările de somn, tulburări de comportament și, nu în ultimul rând, este important ca ei să accepte situația însăși care a fost formată, care a apărut, propriile emoții și asta o să-i ajute pe ei să accepte însuși boala și rolul lor în îngrijirea ulterioară. Este foarte important acceptarea responsabilității, fiindcă aceasta îi ajută pe ei de a căuta informații, de a se informa. Datorită acestei informații care îi găsesc, îi pot să afle ce este binevenit pentru pacient și ce nu este binevenit. Ulterior, asta îi ajută la rezolvare planificată a problemelor și, ca rezultat, ei pot să ai un suport social pe viitor. Cunoaștem că există progrese considerabile în tratamentul schizofreniei în secolul 21, dar știm foarte bine că, nu în ultimul rând, datorită rudelor, pacienții dat poate să administreze tratamentele și asta duce la ceea că privind evaluarea simptomelor și le permite pacienților să nu decadă din societate. Prin filmulețul următor o să vedea mai detaliat. Mulți îngrijitori sunt șocați când aud pentru prima dată despre diagnosticul de schizofrenie al persoanei dragi. Le este frică să-și piardă planurile, visele și așteptările legate de persoana dragă. De asemenea, le este frică că situația nu va reveni niciodată la ceea ce a fost. De-a lungul unui asemenea proces, puteți trece printr-o gamă variată de emoții, cum ar fi furia, vinovăția, tristețea, amorțeala, singurătatea. De asemenea, vă puteți simți iritat, puteți avea probleme de somn, puteți pierde pofta de mâncare și puteți avea dificultăți de concentrare. Încercați să acceptați aceste emoții. Durerea se poate agrava dacă o ignorați sau nu o lăsați să iasă la suprafață. Emoțiile pe care le aveți pot fi proiectate pe alte lucruri și persoane. Este foarte important să recunoaștem că diagnosticul de schizofrenie nu înseamnă că această situație este decisivă. În spatele simptomelor se află totuși persoana de care aveți grijă. Multe dintre planurile voastre pot fi încă realizabile sau trebuie să fie ușor ajustate. Acceptarea tuturor acestor emoții vă ajută să faceți față cu curiozitate următoarelor etape ale vieții. De asemenea, vă ajută să acceptați boala, să vă acceptați rolul de îngrijitor, asigurându-vă că persoana de care aveți grijă poate duce o viață cât mai împlinită. Dar ce informații pot fi găsite în următorul capitol, cel de-al patrulea, consacrat optimizării îngrijirilor pacienților cu schizofrenie? Bună ziua! În capitolul 4 este expusă informație referitor la metodele terapeutice utilizate la pacienții cu schizofrenie, care includ atât tratament farmacologic, cât și tratament non-farmacologic. Principalul tratamentul de bază în schizofrenie este medicamentele antipsihotice. Până în moment sunt cunoscute 3 clase. Noi optăm pentru utilizarea antipsihoticilor de generație a treia sau antipsihotice atipice, mai ales când pacientul se află la primul episod psihotic, pentru a evita anume reacțiile adverse. Și acestea includ aripiprazolul, cariprazina și altele. Și în special la pacienții tineri. Avem forme atât orale cât și forme injectabilă. Forma injectabilă are acțiune prelungită, asigură o concentrație stabilă sanguină, care menține remisia terapeutică de lungă durată. Deci, în cazul episodului psihotic, tratamentul cu antipsihotice se începe imediat. Ulterior, se trece pe antipsihotice atipice,
de generația a doua și a treia, pentru așa numită terapie de menținere, care durează aproximativ un an, după cuparea stării psihotice și ulterior, practic, toată viața. Importanța compleanței. Deci, compleanța este deosebit de importantă, deoarece medicamentele sunt eficiente doar când sunt luate în mod sistematic. Întreruperea bruscă a terapiei cu antipsihotice trebuie evitată. Doza se scade gradual cu 25% săptămânal. Ulterior, dacă e necesar, se trece pe alt antipsihotic. Unele preocupări ale pacienților este că antipsihoticele provoacă dependență. Este o informație greșită. Altă concepție este că controlează mintea. De fapt, nu este așa. Pe fundalul acestui tratament, invers, pacientul devine, gândurile sunt expuse mai flexibil, emoțiile sunt și ele, scade rigiditatea emoțională. Ca și în oricare altă terapie, la fel și antipsihoticele au efecte secundare, cum este sedarea, acatisia, dar majoritatea simptomelor pot fi corectate odată cu reducerea dozelor sau ținute sub control cu medicație suplimentară. Alt efect secundar este diskinezia tardivă, care apare la tratamentul cu antipsihotice de clasa 1 de lungă durată. Antipsihoticele atipice sunt eficiente, însă și ele au efecte secundare, anume metabolice, cu creștere în greutate, cu nivelul sporit ale glicemiei, creșterea fracțiilor lipidice, de aceea regulat se fac analize. Psihoeducația oferă persoanei informații privind înțelegerea mai bine a patologiei sale. Psihoterapia, scopul este de a ajuta persoanele cu schizofrenie să-și înțeleagă simptomele și să le accepte. Tratamentele psihologice sunt mai eficiente atunci când sunt utilizate în combinație cu medicamente antipsihotice, desigur. Terapia cognitiv-comportamentală din două componente, cognitivă-comportamentală. Ședințele durează 50 de minute, în limita 3-6 luni, atât cât pacientul are necesitate. Terapia de familie încurajează membrii familiei să-și unească eforturile pentru a crește calitatea vieții pacientului. Abilitățile sociale. Dezvoltarea abilităților sociale crește calitatea vieții și reduce riscul de recidivă. Importanța stilului de viață sănătos, mai ales atunci când apar efectele metabolice cu creșterea în greutate, este necesar o dietă echilibrată, practicarea exercițiilor fizice care ar ameliora starea de spirit, încrederea în sine, motivația. Terapia electroconvulsivantă este ultima soluție atunci când simptomatica negativă nu cedează. Studii că terapia asistată de animale ar reduce simptomele negative. Comunitățile terapeutice sunt un grup, întâlniri în grup, într-un mediu relaxant, care dă oportunitatea de a forma noi relații sociale. Jocurile video dezvoltă abilitățile cognitive, cresc plasticitatea neuronală, iar alegerea tratamentului potrivit ține în primul rând de pacient. Pacientul alege medicamentul cu care el se simte cel mai bine și optăm pentru monoterapie. Terapia prin artă facilitează exprimarea creativă. Informația expusă este terapia prezentată prin artă în video. Este un exemplu de terapie alternativă non-medicamentoasă, bazată pe experiența de utilizare a artei ca modalitate de autoexprimare și comunicare pentru a-i ajuta pe cei cu probleme de sănătate, inclusiv cu boli mentale.
Aceasta include o varietate de metode, inclusiv muzică, arte vizuale, mișcări și dans, teatru și scriere. De multe ori, terapia utilizează mai mult decât o metodă. Terapia prin artă este menită să promoveze exprimarea creativă. Lucru cu un terapeut prin artă, în grup sau individual, poate oferi un nou fel de a trăi cu schizofrenie și poate ajuta la dezvoltarea unor noi modalități de conectare cu cei din jur. Pentru persoanele cu schizofrenie care adesea evită socializarea, terapia prin artă poate fi o alternativă atunci când pacienții au dificultăți în comunicarea verbală. Le poate ajuta persoanelor cu schizofrenie să-și exprime emoțiile, mai ales atunci când le este greu să vorbească despre lucruri sau se simt distanțați de emoțiile lor. De asemenea, le poate ajuta să accepte evenimentele traumatizante din trecut, care posibil că au contribuit la experiențele lor neobișnuite. Scopul utilizării terapiei prin artă este de a încuraja oamenii să-și exprimă creativitatea, încrederea în sine, necesitatea și plăcerea de a interacționa. Le permite persoanelor să-și exprime experiențele emoționale, gândurile și dorințele prin artă. Le ajută persoanelor cu schizofrenie să-și controleze gândirea și percepția atipică și să-și înțeleagă mai bine simptomele, cum ar fi halucinațiile sau delirurile. Terapia prin artă poate contribui la o mai bună recuperare, îmbunătățind în special calitatea vieții pacienților cu schizofrenie, la care simptomele negative afectează foarte mult posibilitatea reintegrării lor în societate. Este considerată intervenție pozitivă și utilă de terapeuți, pacienți și îngrijitorii lor. Presupun că până la acest moment am reușit să vă convingem că schizofrenia și tulburările psihotice care se încadrează în categoria tulburări mentale severe necesită o abordare complexă a problemei și că nu se limitează terapia doar la asistența medicală, ci implică mai multe activități, după cum ați văzut din acest ultim filmuleț. N-am spus acest lucru din start, o să-l spun acum, că tot ce se întâmplă la moment în Republica Moldova cu referință la modificările esențiale ale serviciului psihiatric sau serviciului de sănătate mentală, cum este mai modern acum numit acest serviciu, sunt datorate unui proiect care a fost câștigat de către doamna doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, actualul șef de catedră Sănătate Mentală, Psihologie Medicală și Psihoterapie. Proiect, apropo, în totalitate finanțat din exterior, de Institutul Trimbos din Elveția, și proiectul de reformă a serviciilor de sănătate mentală din Republica Moldova presupune o modificare esențială a abordării acestor probleme care anterior erau limitate doar la medicație, iar sarcina proiectului, obiectivele lui principale, constau în reducerea considerabilă a numărului de paturi, pentru că sunt costuri enorme, spitalizările pacienților cu astfel de probleme, și accentul este stabilit pe serviciile de recuperare, de menținere în societate a persoanelor în dificultate. Din start, acest proiect, care se numește Mensana, a avut 4 centre comunitare de sănătate mentală, după cum vedeți, aceasta este abrevierea, în Soroca, la nord, în Orhei, la centru, în Cimișlia, la sud și în Cahul, după care s-a analizat activitatea acestor centre pilot și la moment funcționează 40 de centre comunitare de sănătate mentală în toată țara, ele sunt în orice raion al Republicii Moldova, inclusiv sunt centre comunitare de sănătate mentală în fiecare sector din orașul Chișinău, adică sectorul Râșcani, Buiucani, Botanica, etc. Și acum eu sunt curios, această carte presupune careva informații pentru cei care îngrijesc
de pacienții cu schizofrenie ori cu alt gen de tulburări psihotice, în sensul cum să facă față emoțiilor, șocului că cineva dintre membrii familiei este diagnosticat cu această tulburare. Sunt așa informații, poate să-mi spună cineva? Bună ziua, mă numesc Țapeș Victoria. În capitolul 5 este gestionarea propriilor emoții. A oferi îngrijire unei persoane cu schizofrenie este o muncă dificilă, care necesită un volum foarte mare de timp, energie și dăruire. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor vă poate asigura o stare psihoemoțională și fizică stabilă. Acceptați-vă emoțiile și valorificați-le în favoarea dumneavoastră. Deci avem emoții pozitive, este compasiunea, care oferă relații bazate pe încredere, și modalitatea de manifestare este prin a fi prezent, a asculta și a înțelege o persoană cu adevărat, respectul, în care trebuie să le respectați intimitatea, dreptul de a face alegeri și de a încuraja să ia decizii legate de îngrijirea lor personală, gratitudinea. Cu timpul, faptul de a fi recunoscător devine un obicei care vă va îmbunătăți atitudinea generală. La fel, în această muncă grea avem și simptome negative, cum ar fi sentimentul de vinovăție și sentimentul de rușine, care adesea sunt cauzate de stigma legată de schizofrenie. La fel și acestea pot fi alimentate de prejudecățile proprii, la fel și lipsa de cunoaștere a bolii. Pentru a face față cu acestea este important trebuie să facem față prin ceea că trebuie să nu ne învinuim pe sine și să acceptăm realitatea. Furia este probabil a doua cea mai frecventă emoție pe care o are un îngrijitor. Ca să faci față furiei, cel mai important este să găsești modalități constructive de a vă exprima sau de a vorbi cu cineva în care aveți încredere despre ceea ce vă supără. Resentimentul. Este rezonabil să aveți resentimente ca îngrijitor în pofida dragostei și grijii pe care le oferiți persoanelor cu schizofrenie. Ca să facem față resentimentelor, trebuie să fiți proactivi în comunicarea cu persoana dragă și cu cei implicați în îngrijirea acesteia și la fel trebuie să oferiți un pic de spațiu sentimentelor dumneavoastră și să vorbiți despre emoțiile pe care le aveți cu prietenii sau membrii de familie. Frica și anxietatea sunt inevitabile în prezența simptomelor negative pe care puteți să le simțiți. Anxietatea în procesul de îngrijire este adesea rezultatul confruntării cu necunoscutul sau a sentimentului de pierdere a controlului. Pentru a face față anxietății trebuie să găsiți un mod eficient de a face față fricii atunci când aveți grijă de o persoană cu schizofrenie și să acceptați realitatea. De obicei, anxietatea duce la izolare și singurătate pentru a evita acest moment. Acest moment trebuie să găsiți activități cum ar fi sportul sau hobby-urile care vă permit să relaționați cu persoane care vă pot oferi un sentiment de apartenență și suport. Izolarea și singurătatea poate avea sentiment, puteți avea sentiment pe termen lung, poate avea impact negativ asupra sănătății dumneavoastră. Neputința. Există o mare probabilitate de a vă simți neajutorat, în special atunci când faceți tot ce vă stă în putere pentru a ajuta persoana dragă, însă ea nu se simte mai bine. Ca să facem față neputinței, trebuie să luăm o decizie în conformitate cu o problemă complexă, trebuie să o divizăm în sarcini mai mici și mai ușor de gestionat. Asta poate să ajute la găsirea soluției și evitarea sentimentului de neputință. Depresia. Emoțiile negative pot conduce la depresie și probleme de dispoziție. Depresia este tratabilă și trebuie luată în serios. Acordând atenție simptomelor la timp, aceasta vă poate ajuta să evitați dezvoltarea unui caz de depresie mai sever și pe termen mai lung.
Așa. Emoțiile dumneavoastră poate să fie diferite în funcție de fazele bolii, care sunt primul episod psihotic, faza activă și în faza reziduală. Urmează videoul în care o să fie mai detaliat tot ce am prezentat anterior. Ca îngrijitor, este esențial să vă gestionați într-un mod sănătos emoțiile care vă provoacă. S-ar putea să nu vă dați seama că sunteți un îngrijitor, deoarece atunci când copilul, părintele sau alt membru al familiei este diagnosticat cu schizofrenie, îl ajutați, deoarece așa este corect să faceți. Cu cât mai repede vă veți auto-identifica ca îngrijitor, cu atât mai devreme veți putea recunoaște și face față acestui roller coaster emoțional pe care îl implică acordarea îngrijirilor. Veți recunoaște de asemenea vidul emoțional pe care îl veți simți în mod inevitabil și veți începe să căutați modalități de a gestiona. Emoțiile provocate sunt de obicei semnale de alertă din partea corpului dumneavoastră și un apel pe care trebuie să-l luați în considerare. Amintiți-vă că voi ambii sunteți foarte importanți. Aceste emoții pot fi simțite de orice îngrijitor. Recunoscând acest lucru, veți putea avea grijă de voi înșivă și nu veți reacționa negativ față de ceilalți. De asemenea, trebuie să înțelegeți că majoritatea factorilor care cauzează oboseala emoțională sunt dincolo de controlul dumneavoastră. Conștientizați-vă limitele, renunțați la unele responsabilități sau delegați-le cuiva. Cheia pentru a fi un bun îngrijitor este flexibilitatea și adaptabilitatea călătoriei pe care o faceți. Cereți ajutor și rețineți că nimeni nu poate face acest lucru singur. Aceasta vă va spori foarte mult stare de bine și vă va permite să oferiți cele mai bune îngrijiri persoanei dragi. Din cele prezentate de domnișoara Victoria, mi-am dat seama că foarte multe informații utile pot găsi cei care în foarte multe cazuri sunt mult mai epuizați decât însăși pacientul de problemele care le aduce cu sine și șocul emoțional, dar și dificultățile de comunicare, de relaționare cu pacientul cu schizofrenie. Văd că ai studiat foarte atent acest capitol și aș fi curios ce recomandă această carte în sensul ocupației de îngrijitor, care este una extrem de solicitantă. Da, deci ocupația de îngrijitor se mai numește și un îngrijitor erou. Ne ridicăm ridicându-i pe alții, a spus Robert Ingersoll. Rămâneți pozitivi și elaborați un plan al îngrijirilor. Trebuie să simțiți controlul, creați un mediu previzibil de rutină. Oferiți suport pentru necesitățile zilnice de bază. Încurajați obiceiurile sănătoase ale pacientului cu schizofrenie. Mențineți funcționarea personală, socială și ocupațională a persoanei dragi. Deoarece stigmatizarea socială conduce la autostigmatizare și izolare, marea majoritate a persoanelor cu schizofrenie se autostigmatizează în pofida acestor obstacole și ei au nevoie de a iubi și de a fi iubiți. Ajutați prin terapie urmărirea progresului și implicarea în sarcinile pe care le are persoana dragă. Urmăriți administrarea medicamentelor. Doar 58% dintre pacienți își colectează medicamentele în primele 30 de zile după externare și doar 46% continuă tratamentul inițial timp de 30 de zile și mai mult. Abuzul de substanțe și dependență. 70% dintre pacienți pot avea dependență de nicotină, iar 50% de persoane suferă dependență de alcool și droguri. De obicei, aceasta se face pentru a încerca să găsească o modalitate de a atenua anxietatea și depresia. Ce trebuie de făcut în diferite faze ale bolii? În faza acută a episodului psihotic nu există reguli de aur de conduită. Cel mai bine este să folosiți empatia, nu argumentele. Halucinațiile și delirul sunt foarte reale pentru ea. Nu încercați să o contraziceți. În faza reziduală este important să încurajați revenirea treptată la ritmul obișnuit de viață. Respectul, răbdarea și compasiunea vor fi extrem de valoroase pentru a vă ajuta pe ambii să controlați boala și să începeți a trăi din nou viața la potențialul ei la maxim.
Schizofrenia poate face dificilă comunicarea cu persoana dragă. O bună comunicare va reduce stresul persoanei dragi, va crește eficiența tratamentului și va reduce riscul de recidivă. Luați decizii împreună. Acceptați și respectați emoțiile persoanei dragi. În recăderi și recidive, de obicei semnele similare sunt înainte de fiecare episod de psihoză. Faptul de a ști să identificați o recădere și ce trebuie să faceți într-o criză vă va oferi un sentiment al controlului și vă va ajuta să depășiți această perioadă grea. Semnele de alarmă privind recăderile de schizofrenie trebuie să fie cunoscute, ar fi bine. Pentru a fi pregătiți de eventuale crize de recidive, este necesar un plan de urgență adecvat. Atunci când persoana dragă intenționează să se autovătămeze, de obicei persoanele cu schizofrenie au un potențial sporit de depresie și gânduri suicidale, este necesar să păstrăm calmul și să manifestăm răbdare. Comunicați într-un mod deschis și sincer, nu ezitați să puneți întrebări directe, îndepărtați orice obiect din ambianță care ar putea aduce răni, exprimați-vă îngrijorarea și susținerea, nu vă certați, nu amenințați și nu vorbiți cu ton ridicat. Este foarte important să însoțiți persoana dragă la vizitele de la medic. La vizita la medic puteți să obțineți informații privind opțiunile de tratament, la ce vă puteți aștepta de la această medicație, unde puteți primi asistență și servicii disponibile și cum puteți să susțineți mai bine persoana dragă. La fel puteți oferi informații despre simptomele pe care le are, medicamentele care le ia și dacă este sau nu abuzul de substanțe. În aspecte financiare este foarte important o susținere pentru a forma abilități financiare, cum ar fi elaborarea și gestionarea unui buget sau cum ar putea să economisească banii, deoarece ele vor ajuta persoana să devină mai independentă pe termen lung. În aspecte juridice este foarte importantă instituirea tutelei, exonerarea de secret și împuternicirea prin procură. Locul de trai sau locuința, în cazul în care pacientul sau persoana dragă este într-o fază de remisie, este bine să trăiască, să locuiască în familie, deoarece îi aduce o bunăstare de spirit. În cazul în care pacientul este în fază activă, ar fi necesar să vă adresați medicului sau să pacientul să fie internat într-o instituție specializată. Urmează video în care va fi redat mai bine. Mersi! Crearea unui mediu previzibil și a unei rutine oferă stabilitate și fiabilitate. Este util să știți la ce vă așteptați și cum să cereți ajutor suplimentar atunci când aveți nevoie. A urma o rutină înseamnă, de fapt, a îndeplini unele sarcini în mod regulat. Poate include tot ceea ce face persoana dumneavoastră dragă într-o zi sau o săptămână, inclusiv trezitul dimineața, mâncatul sau mersul la o întâlnire programată. Acest lucru poate părea plictisitor, dar o rutină poate aduce mult confort persoanei dumneavoastră dragi. Când în mintea sa e haos, atunci are un plan. Nu trebuie să facă față neașteptatului. Rutina zilnică poate pune o bază stabilă pentru recuperare, prin asigurarea familiarității. Îi ajută persoanei să-și ia medicamentele în mod regulat și să doarmă suficient. Această familiaritate poate fi o binecuvântare atunci când își dau seama că mintea lor a devenit de nerecunoscut. În plus, atunci când evenimentele stresante aduc haos în viața de zi cu zi, rutina îi poate de asemenea ajuta persoanei dumneavoastră dragi să gestioneze lucrurile. Este important să se dezvolte o rutină care să mențină sănătatea sa fizică și psihică. Pentru a crea o rutină, mai întâi stabiliți care sarcini trebuie îndeplinite cu regularitate, apoi determinați cât de des va fi necesar de îndeplinit aceste sarcini. Utilizați o listă de verificare pentru a vă aminti ce și când trebuie de făcut. Este bine să creați rutina împreună cu persoana dragă. Totodată rețineți că este posibil ca persoana să nu accepte rutina chiar de la început. În așa caz, oferiți-i spațiu și timp, fără a o presa.
Chiar dacă la început persoana dragă nu se implică, continuați să respectați acea rutină. Acest lucru va face munca dumneavoastră mai ușoară, iar persoana dragă va vedea mai ușor beneficiile și vi se va alătura mai târziu. Deci, cum ați văzut, nu este o cale simplă, însă adeseori, nu știu, se întâmplă așa că atenție se oferă doar persoanei care suferă. Cumva nu trebuie să uităm și de aceia aparținători, fiindcă și ei necesită atenție. În acest ghid sunt careva informații destinate nemijlocit îngrijitorilor pacientului cu schizofrenie. Cu siguranță regăsim informații destinate nemijlocit îngrijitorilor care trebuie să aibă grijă și de sine. Înțelegem că acordarea îngrijirilor pentru un pacient care este diagnosticat cu schizofrenie nu este o cursă de distanță scurtă, pentru că riscăm să avem un colaps emoțional, riscăm ca să nu mai avem resurse emoționale pentru a oferi această grijă pacienților diagnosticați cu schizofrenie. Așadar, îngrijirea este la fel ca un maraton. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că urcăm la bordul unui avion împreună cu copilul nostru mic. La un moment dat, capitanul spune că suntem într-o zonă de turbulență severă și sunt eliberate măștile de oxigen. Cui îmbrăcați, pentru început, masca de oxigen? Nouă înșine sau copilului? Nouă înșine. Așa-i? Deci aceasta este la fel conceptul care este important pentru îngrijirea unui pacient diagnosticat cu schizofrenie. Nu putem asigura o grijă suficientă unui pacient cu schizofrenie dacă nu avem grijă de noi înșine. Cum avem grijă și de noi? Printr-o alimentație corectă, un somn suficient până la 10 ore sau 9 ore, cu o mișcare zilnică. Este important să înțelegem că aceasta poate fi o experiență de lungă durată. Este o provocare, un șoc emoțional, un stres care este necesar să știm cum să îl gestionăm. Un stres care ne provoacă senzații de anxietate, o senzație de oboseală, adormire dificilă, care poate să soldeze și un consum abuziv de alcool și de alte substanțe. Putem să avem un alt timp care este dedicat în detrimentul altor membri de familie. Și înțelegem că aceste simptome sunt caracteristice și pentru un diagnostic care cu toții îl cunoaștem, depresia. Deci avem aceleași senzații că obosim frecvent, că suntem în mod constant nemulțumiți, că nu mai simțim o plăcere de la viață așa cum am simțit-o anterior. În cazul în care experimentăm astfel de semne sau simptome, este important să informăm medicul specialist. Cum să evităm epuizarea în calitate de îngrijitor? Cartea ne aduce aminte că trebuie să practicăm acceptarea, să ne concentrăm pe lucruri care pot fi controlate, să celebrăm micile victorii, să ne împărtășim emoțiile cu cei din jur și în cazul în care suntem sleiți de puteri să aderăm la un grup de suport. Tot în carte este menționat un caz al unei mame, a unui tânăr cu schizofrenie, care ea menționează că poate să-i ofere mai mult copilului său doar dacă își reîncarcă bateriile periodic. Este necesar să ne recunoaștem limitele și să cerem ajutor. Deci aderăm la un grup de suport, acceptăm ajutorul și vorbim despre toate greutățile noastre. În cele din urmă vă doresc vizionare plăcută și vă mulțumesc pentru atenție. A fi îngrijitor implică unele dificultăți. Aceasta este o sarcină enormă pentru o persoană care nu are niciun ajutor. Cel mai mare ajutor pe care îl puteți obține este de la cei mai apropiați oameni, cum ar fi familia dumneavoastră. Încercați să implicați cât mai mulți membri ai familiei. Spuneți-le exact de ce aveți nevoie sau cum vă simțiți. Vorbiți direct despre situația dumneavoastră și a persoanei de care aveți grijă. Totodată, dacă cineva vă oferă ajutor, nu vă fie rușine să acceptați. Acceptarea ajutorului
din partea prietenilor și familiei dumneavoastră îi va face să se simtă mai bine pentru că vă susțin. Este bine să faceți o echipă, membrii căreia au obligații și responsabilități clare. Datorită acestui lucru, veți avea mai mult timp pentru dumneavoastră, iar implicarea întregii familii va consolida și legăturile de familie. În același timp, fiți gata să renunțați la o parte de control atunci când delegați anumite sarcini. Poate fi util să vă alăturați unui grup de suport, unde puteți întâlni alte persoane cu experiență în gestionarea unor situații similare. A împărtăși experiențele și a învăța de la alții cum să faceți față provocărilor poate fi un suport solid pentru dumneavoastră. Uneori puteți simți că nu aveți suficient timp și energie pentru a păstra legătura cu prietenii sau pentru a vă face prieteni noi. Este important să păstrați legăturile cu prietenii și rudele, să discutați și să vă întâlniți cât mai des posibil. În acest fel, vă veți menține relația și vă veți simți activi din punct de vedere social. Împărțirea responsabilităților vă poate ajuta să reduceți volumul de muncă și să vă oferiți timp să vă reîncărcați. Nu încercați să faceți totul singur. E adevărat că trăim într-o perioadă destul de complicată. Foarte stresantă și eu mă întreb atunci când noi oamenii care ne considerăm că suntem din punct de vedere mental sănătoși, nu întotdeauna reușim să facem față situațiilor stresante. Oare ce se întâmplă cu cei care suferă de o tulburare mentală? De exemplu, pandemia prin care am trecut și care, da, ne-a schimbat cumva și a avut oare amprenta și vreau să întreb, ce informații poate găsi cititorul referitor la situațiile extremale, ca de exemplu, impactul aceleiași pandemii COVID-19 asupra pacientului cu schizofrenie? În capitolul 8 este expusă informația impactului pandemiei asupra pacientului cu schizofrenie. Anume, situația incertă în pandemică, atunci când au fost modificări în rutina zilnică, izolarea extinsă, preocuparea de a intra în contact cu boala, pierderea unui membru al familiei din cauza COVID-19, stresul cauzat de pandemie, a dus la exacerbarea simptomaticilor cu noi recăderi, a crescut numărul de adresări, numărul de spitalizări, noi corijări de tratament, numărul adresărilor, în special tulburările de somn a fost, stări de anxietate, simptome similare tulburărilor de stres post-traumatic și altele. Cu toții știm că pacientul cu tulburări mentale este cel mai susceptibil în general la infecțiile COVID și alte infecții și în stare de incertitudine și stres este cel mai susceptibil și dă noi recăderi. Câteva recomandări generale privind protecția personală și a persoanelor cu tulburări mentale, alte sugestii privind depășirea fricii și anxietății, cum este controlați ceea ce poate fi controlat, soluționați secvențial, ținând cont de priorități, dezvoltați-vă toleranța, configurați-vă rutina, evidențiați ce este sigur, reveniți la o viață activă socială. Și mulțumesc, urmează filmulețul video. Stresul din timpul pandemiei a adus timpuri pline de provocări pentru persoanele cu schizofrenie și îngrijitorii lor. Pentru a asigura sănătatea fizică și psihică a familiei dumneavoastră, urmați recomandările de mai jos. Este foarte important ca persoana dragă să urmeze planul de tratament, să evite alcoolul și alte substanțe interzise și să reducă stresul. Dacă persoana dragă luptă împotriva uneia dintre aceste probleme, discutați cu medicul dumneavoastră. Asigurați-vă că respectați cu regularitate o rutină, că urmați o dietă echilibrată, că faceți exerciții în mod regulat și dormiți suficient. Acestea contribuie la bunăstarea fizică și psihică a celor dragi.
De asemenea, este important să vă faceți timp pentru activități plăcute și să păstrați legătura cu cei din jur. Acest lucru poate ajuta la reducerea stresului și a nivelului de anxietate a persoanei dragi și la gestionarea problemelor sale de sănătate mentală. Dacă aveți acces limitat la informații despre pandemie și despre vaccinare sau recomandări de vaccinare, consultați medicul dumneavoastră cu referire la vaccinarea persoanei dragi și utilizați numai surse sigure și de încredere pentru informații și sfaturi fiabile. În calitate de îngrijitor a unei persoane cu schizofrenie, informați-vă periodic despre protocoale, respectați-le cu strictețe și oferiți suport și încurajare. Păstrați legătura prin telefon, video, chat sau mesagerie atunci când nu sunt posibile întâlnirile față în față. De asemenea, este important să fiți vigilent, deoarece simptomele schizofreniei se pot agrava din cauza pandemiei. Dacă observați că simptomele persoanei dragi se agravează, contactați imediat medicul dumneavoastră. Stresul cauzat de o pandemie globală și povara emoțională a incertitudinii și a izolării sociale vă pot epuiza pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Pentru a evita epuizarea, urmați aceste sfaturi și, de asemenea, aveți grijă de sine. Eu sper că în final noi v-am convins că tulburările mentale pot fi tratate, că schizofrenia la fel, iar această carte, această, dacă vreți să o numim Biblie, da, utilă pentru pacienți, pentru aparținători, da, pentru familii, vine cu informații privind toate resursele ca să îmbunătățim calitatea vieții acestor oameni. Vine cu resurse în tratament, ne spune informații privind acele remedii medicamentoase, acele scheme, durată. Vine cu un capitol dedicat nemijlocit îngrijitorilor, cum ei să facă față acestei poveri, fiindcă nimeni dintre noi, dacă să fim sinceri, nu este scutit că într-o anumită perioadă a vieții să fac o tulburare mentală. Și cât este de greu când ai în familie o asemenea persoană, să faci tu față, să accepți acele emoții, să găsești în puteri. Vreau să aduc mulțumiri, în primul și în primul rând, proiectul Mensana, care, de fapt, datorită anume Mensana, această carte și suportului companiei farmaceutice Gedeon Richter, care a contribuit esențial la traducerea și la sonorizarea și la filmulețele respective. Eu zic că în demonstrarea acestei cărți, filmulețele și-au impactul lor. Și așa cum redau ele adeseori, parcă nu găsești cuvinte, da, să aduci acea informație. Mulțumim mult, Mensana, mulțumim Gedeon Richter, pentru că această carte să fie utilă nu doar numai specialiștilor, dar și nemijlocit beneficiarilor noștri și familiilor lor. Vă îndemn să deschideți această carte, să vedeți ce este în ea și să găsiți toată informația. Ulterior, noi încercăm foarte în scurt timp să modelăm cum se întâmplă de fapt în viața reală atunci când un beneficiar care suferă de schizofrenie vine într-un serviciu, vine la un specialist pentru ajutor. Vine poate nu de unul singur, dar împreună cu acei aparținători. Intrați toți. Da, poftiți, intrați. Faceți-vă comod. Bine ați venit. Eu sunt doctorul Coșciug. Sunt la dispoziția dumneavoastră. O să încercăm să soluționăm problemele care
v-au adus aici în birou la mine și vreau să vă spun de start că va fi o discuție absolut confidențială și vă rog să-mi spuneți care sunt problemele, care sunt dificultățile care v-au făcut să vă adresați. Doamna doctor, eu nici nu știu ce să încep, nu știu, și am păcătuit. Eu nu știu ce am păcătuit, nimeni din familia noastră nu a avut probleme, nu știu de ce ne-o trimis încoașe, da? Dar nu am probleme, m-au adus eu nu știu pentru ce, vor scăpi de mine cu tății. Ia ca vedeți cum se comportă, eu tăt. Da, vă aud, vă ascult, dar aș vrea să vă prezentați cine sunteți, ați fost atent, eu v-am spus cu cine aveți de face. Eu așa de tare retrăiesc, eu sunt mama Cornelie, iacă vedeți, eu tot ce am mai bun pentru dânsa și e... Ce mai bun au făcut borș acasă, să nini des mănânc, dar ele două nu mănânc. Sunt cu otravi, vor scăpi de mine, vor să mă alungi din apartament, eu nu știu. Da, dumneavoastră, cine sunteți? Domn doctor, eu sora, cu 2 ani mai mare decât ea și iată de vreo lună tot zici că eu nu sora biologic, și dar noi am avut... Uitați-vă la noi și de diferit suntem, ei nici nu seamănă sora. Îmi spune că vorbești cu cineva și îi spune că eu nu soră. Eu îl aud, el nini-o spus că vin vicini, eu am văzut, eu am găsit în prag niște ețișoare roșii, să-mi fac vreș, vor și ei să mă omoare pe mine. Și îți pare că eu simplu așa mă scol noapte, nu, eu controlez. Pot să aflu cine sunteți dumneavoastră? Bună ziua, domn doctor, eu sunt prietena și colega Corneliei. Ultimul timp ea a devenit strană, a început să taie firele de conexiune de internet de la calculatoare. Nu mai servește cafeaua împreună cu toți ceilalți. Dacă împreună mai așeam undeva și era deschis, acum s-a izolat, nu vrea să vorbească cu nimeni, petreci mai mult timp în singurătate. Dar nu spune atâtea minciuni, vrea să-mi iei partenerul meu, că-i place de el și eu la lucru am relații mai bune cu șeful și ei mă invidiază. Dar și îți pare cablurile cele ne controlează? Eu știu de la guvern, controlează pe fiecare din noi, ei știu, ei vor scăpi de mine. Eu știu ce faceți voi. Da, îmi dau seama. Cornelia, ați spus că vă numiți. Da, sigur. Îmi dau seama. Lămuriți-le lor, cu mine toate da. E regulă. Da, îmi dau seama. Da, îmi dau seama cât vă este de greu să faceți față când toți vă urmăresc, toți vă vor rău. Da. Aș vrea să vă rog, am să rog pe Cornelia să ascultă un pic și să-mi spuneți ce vă deranjează cel mai mult la moment din ceea ce se întâmplă cu Cornelia. Mă deranjează că a început să nu mai mănânce în familie cu noi toți. Mă deranjează că poate să devină agresivă, că ne numește cu cuvinte urâte, că se plâng de la serviciu că nu își îndeplinește obligațiunile, vorbește singură cu ea, da, râde, da, nu doarme. Asta e. Vă mulțumesc, presupun că și colega și sora sunt deranjate de aceleași lucruri. Am să vă rog pe dumneavoastră să o însoțiți pe Cornelia să facă niște analize, iar eu cu mama am să discut puțin. Mulțumesc! Bucuros de cunoștință! Cornelia, te aștept să revii. Am venit numai ca să vă demonstrez că sunt sănătoasă. Medicul o să vă explice. Da. Îmi pare foarte rău, stimată doamnă. Probabil că este vorba de o tulburare de sănătate mentală care... O să vă solicite o perioadă. Dar de unde? De unde poate și? Nimeni nu a fost la noi. Nu, de ce? Pentru ce? Ce am făcut eu? Da, îmi pare rău că cu adevărat nimeni nu știe de unde vine patologia respectivă, dar vreau să vă previn că o să trebuiască să acceptați lucrurile așa cum sunt, să faceți față, să monitorizați terapia care o să o prescriu, o să încerc să o conving, cât mai puțin să o contraziceți și
vreau să vă spun că, iată, chiar acum nu de mult a fost editat un manual în care este elucidat cum ar fi bine să vă comportați cu Cornelia ca să vă fie și dumneavoastră mai ușor și să o ajutați pe ea, că înțeleg că e copilul dumneavoastră și merită să se bucure ca alți copii de realizări, de succese, și această carte o să vă ofere toate informațiile necesare pentru ca să faceți față acestei situații dificile în care sunteți astăzi. Vă mulțumim! Dacă aveți careva întrebări pe marginea celor prezentate, pe marginea proiectului de reformă a serviciului de sănătate mentală, o să încercăm să vă răspundem. Ce aș vrea să înțelegeți până când vă gândiți poate ce întrebări mai apar, este faptul că atunci când sunt stabilite accentele pe menținerea persoanelor cu tulburări de sănătate mentală în societate, se reduc costurile. În ce sens se reduc? Costurile de spitalizare sunt costuri foarte mari. Pentru că sunt costuri hoteliere, dar deosebite de cele hoteliere, pentru că orice hotel sau nu oferă micul dejun sau oferă doar micul dejun. Și cei care au stat în hotele știu cât sunt costurile. Spitalul oferă 3 mese, iar în spitalul de psihiatrie de la Costujeni sau Codru, cum e numit actualmente, se oferă 5 mese pe zi. Plus personal este mult mai mult decât în hotel. Îngrijitori, personal medical, personal juridic. Astăzi am avut o delegație din Ucraina și am rămas surprins când domnul director medical, domnul Iurie Pavlov, spunea că în blocul administrativ, personal juridic și contabilitate și tot ce ține de administrare, sunt 186 de persoane. Astea sunt costuri enorme. Și în afară de costurile pe care le consumă spitalele, mai există și fenomenul de hospitalism, îi spunem, sau sindromul de hospitalism, adică dorința pacientului de a-și trăi viața mai mult în spital decât în comunitate. Iar noi cu toții cunoaștem că pacienții sau persoanele din societate ajung să devină pacienți cu tulburări de sănătate mentală nu doar datorită unor factori genetici, că multe dintre patologiile psihiatrice nu se transmit ereditar autosom mal dominant sau recesiv. Ele se dezvoltă sub pressing-ul pe care îl exercită cotidian societate asupra subiectului uman. Și în așa mod, cei care contribuie la dezvoltarea tulburărilor de sănătate mentală ar fi logic, din ceea ce prevede proiectul, să se implice să contribuie la recuperarea acestor persoane, ca ei din consumatori de bugete să devină niște contribuabili la bugetele țării. Poate vrea să mai spună ceva doamna conferențiar de elev. Dacă sunt întrebări, vă rugăm. Am vrut să adaug doar un singur moment. Unul din momentele cheie a reformei în care suntem acum în țara noastră a fost că să plecăm de la ceea ce e rău, da, la ceea ce e bine, în sensul că dacă anterior spunea accent pe acel grad de dizabilitate și zicea, ei, ce nu vezi că e cu o boală mentală? Păi are o indemnizație. Ce vrei de la el? Știm cu toții cum e să trăiești cu asemenea indemnizație. Deci una din momentele cheie este că se trece de la durere la putere. Sau cu alte cuvinte, să găsim acele puncte forte la acea persoană, la acea familie. Da? Și ne ajută inclusiv și acest ghid și acest manual cum e să facem, cum e să vezi la o persoană cu o astfel de tulburare mentală
să-și gestioneze și ea emoțiile, să poată să fie și ea activă și să aibă o calitate a vieții satisfăcătoare. Poate au apărut careva întrebări? E incomod că e doar un singur microfon. Mai întâi de toate, eu chiar vă mulțumesc pentru informația pe care o oferiți. Eu fiind studentă la psihologie anul 3, a fost un plus pentru mine. Dar întrebarea care mi-a venit pe parcurs, eu tare doresc, am acest manual ca viitor profesionist și unii pot să-l procur și unii pot să-l iau. Pentru psihologii deosebit de îndrăzneți, aveți donație din partea echipei care a prezentat acest manual. Cu drag. Practic toate centrele comunitare de sănătate mentală, cum a menționat domnul Coșciuc, 40 la număr din țara noastră, au primit astfel și eu cred că toți cei care vor să facă cunoștință cu acest manual, adresându-se la acest centru comunitar, vor putea să răsfoiască și să vadă tot ce conține în limba română această carte. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci vă mulțumim nespus de mult pentru susținerea acordată în acest simpozion și vă urăm succese mari în, nu știu, dacă că nu cunosc pe mulți, dar presupun că nu sunt doar psihiatri, sunt și de alte specializări, în conlucrarea noastră productivă ca membre ai comunității, ca să susținem cât mai eficient pacienții în dificultate și să-i putem recupera până la cel mai înalt nivel de recuperare. Cunoașteți cu toții că există trei nivele. Primul nivel este cel care ține de medicație, este eradicarea simptomelor sau tratamentul simptomelor. Al doilea nivel de recuperare ar fi recăpătarea sau revenirea la funcționare independentă. Și cel mai înalt nivel este să se învețe persoana să trăiască cu problema în cauză sau ar fi recuperarea identității, recuperarea personală, personalității, adică să depășească stigma, discriminarea și să poată funcționa cu această tulburare. Fenomene care se întâmplă tot mai des în ultima perioadă de timp, un fapt deosebit de încurajator. Mulțumesc! Și eu vreau să vă mulțumesc și vă așteptăm și mâine și poi mâine, la fel cu niște prezentări extrem de interesante. Pentru ziua de mâine o să fie o tematică care ține de depresie și fenomenul suicidului. Știți cât de actuale sunt. Vă așteptăm cu mare drag să veniți, să fiți prezent. Mulțumim că ați găsit timp și sunteți aici. Cât? 1.30 înregistrarea, cu orele 2.14.00 o să înceapă prezentarea propriu-zisă, cel puțin o oră, cred că poate chiar și mai mult un pic o să depășească ca și noi, dar eu sunt sigur că o să vă fie interesant și util. Mulțumim și după amiază cât mai reușită tuturor. La revedere!